Sunteți campioni? Așa vă simțiți și voi deja campioni? Sau? Sincer, suntem foarte aproape. Dar n-ai cum să spui că ești campion până nu ridici cupa. Vom vedea. Dar de ce nu mai temeți? De nimic nu ne temem. N-am spus că ne temem, dar suntem campioni acum, ne-au dat trofeul, nu ni l-au dat. Este normal să rămânem angrenați în munca asta pe care un vis pe care trebuie să-l zi, cum am blocat. De ce pare că tu ești cel cu picioarele pe pământ și că trebuie să-i domolești și pe ceilalți? Nu, toată lumea este cu, toți sunt cu picioarele pe pământ. Dar ți-am spus, mai sunt meciuri, avem un meci la CFR, un meci greu, un meci spectaculos pentru fani, pentru telespectatori. Mereu s-au lăsat cu lupte grele acolo, cu goluri anulate. Vom vedea ce se va întâmpla, dar ți-am spus, noi rămânem, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că acum ce facem? Plecăm în vacanță? Cum? Aici, acasă. Normal, să sărbătorim cu fanii. Greu cu toate absențele pe care le aveți în momentul de față? Greu cu toate absențele? Da, este greu, pentru că toți sunt jucători valoroși, jucători de bază. Asta este, sper ca la meciul cu CFR măcar, nu știu, 1-2 să-și revină, să poate juca. Din nou a ieșit la RAP, ai fost decisiv încă o partidă pentru tine? Da, m-au scos, nu știu. Am fost jalnic prima repriză, am jucat foarte slab, dar execuțiile m-au scos. Cât de mult îți dorești titlul de golgheter? Nu mă gândesc la titlul de golgheter, pentru că nu sunt... Sunt marcator, dar nu sunt un vârf care vede poarta tot timpul. Eu sunt și cu pasele și cu... E bine că mă lipesc la goluri, marchez, dar nu mă gândesc la titlul de golgheter. Dacă va veni, îl voi accepta, îți dai seama, dar... Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că mai sunt meciuri și până la urmă să terminăm foarte... Adică cum trebuie să terminăm. Dacă ai bucurat, cum? Te-ai bucurat, m-am uitat la meci, m-a surprins CFR-ul, pentru că veneau după acel eșec dureros, dar s-au mobilizat și au marcat au fructificat toate ocaziile, adică o echipă pragmatică, nu ne așteaptă un meci ușor. Fostea Steaua! Nu l-am studiat deloc, nu l-am studiat. Da, mi-a spus înaintea meciului că voi marca două goluri. E antrenor, are ochi. Vom vedea, da, normal. Fiecare își dorește să ia campionatul și după să facă pasul. Dar, ți-am spus, primul obiectiv este câștigarea campionatului și după vom vorbi despre altele. Nu ești tentat nici de oferta patronului care a spus că vrea să dubleze salariul ca să stai să joci în Champions League? Terminăm campionatul, ridicăm trofeul și vorbim despre ce vreți voi după. Ok?